Joi 27 februarie, în sala polivalentă din Călăraș, s-a desfășurat partida din etapa 20-a dintre AHC Dunărea Călăraș și CSM Focșani. Dacă în prima repriză CSM Focșani a condus și la diferență de 4 goluri, cu scorul de 8-4 și 9-5, până la sfârșitul reprizei, călărășenii au reușit să recupereze diferența și scorul la pauză a fost egal de 11-11. La revenirea de la vestiar, AHC Dunărea Călăraș a avut o altă atitudine și a reușit să preia conducerea, desprinzându-se în învingători și asigurându-și cele 3 puncte puse în joc, câștigând partida cu scorul de 24-19 și datorită evoluției foarte bune a lui George Șelaru, care a închis perfect poarta. Cu această victorie, AHC Dunărea Călăraș rămâne pe locul 7 în clasament cu 31 de puncte acumulate și urmează să joace joi 5 martie în deplasare cu CSM Vaslui.
Bună seara! În primul rând, vreau să felicităm Călăraș. Am meritat victoria astăzi, o să mai bun. Cred că în perioada meciului, prima repriză, ne-am jucat foarte bine, 15-20 minute. Și s-a schimbat și cred că asta a fost cauza în care am pierdut meciul. E poarta, asta e clar. Am avut multe ocazii clare din 6 metri, unde Șelaru a intrat și a apărat aproape tot și acolo s-a schimbat meciul. Am avut 4 goluri și atunci s-a schimbat tot. Da. Oricum, vreau să precis echipa noastră care a făcut efort mare după 3 meciuri consecutive, 6 zile. Nu e scusa, dar avem multe ghinioane. Ghinioane ultime 2 luni, multe accidentare, multe jucători fără antrenament, dar asta nu e scusa. Adică am jucat și cu Timișoara și cu CSM, cu același jucători și am câștigat. Asta spune așa, merge mai departe, meci bun, poate bani ca să Poreșița și vrem să câștigem asta și stăm acolo unde vrem, lângă play-off, care e obiectivul ăsta. Mulțumim. Tibi Popovici. Felicitări Călăraș pentru meci. Noi am dat ce aveam mai bun seara asta. Din păcate, suntem destul de mulți accidentați și s-a văzut că în repriza a doua am picat probabil fizic, psihic și asta a făcut diferența. Și să zic, sper să multă baftă echipei din Călăraș și pentru noi sper să ne devenim obiectivi. Mulțumesc. Gabriel Arman, câteva cuvinte despre partida de astăzi. Un meci care a avut de toate. Multe goluri, răsturnări de situații, parade frumoase ale portarilor, atât în prima repriză la echipa din Făcșani, în repriza a doua sau pe parcursul 40 de minute la George Șelaru. Te spune că echipele noastre sunt sensibil apropiate ca și valoare, sunt apropiate în clasament. Era un meci de luptă, era un meci care consolida sau ridica sau cubura echipele pe locul 7 sau pe locul 8. Îi felicit. Personal nu aș mai dori să întâlnesc cu repriza întâi cum am avut-o astăzi, dar s-a datorat în primul rând evoluției foarte bune a echipei adverse și poate în anumite momente doar în situația în care noi doream să rezolvăm individual. În repriza a doua lucruri s-au schimbat, am fost mai mult grupul ăla de care vorbeam și grupul ăla HC Călăraș a reușit să țin victoria. Mihai Bujor, te rog. Seara a fost un meci foarte greu pentru că în prima repriză am început un pic mai timorat, să spun așa, meciul. Am avut multe nereușite și asta ne-a făcut într-un fel să ne scadă moralul, cel puțin în prima parte a meciului. În a doua repriză am fost un pic mai pragmatici și am reușit să înscriem de mai multe ori și situațiile de cel puțin cele de la 6 metri 1 la 1 cu portarul le-am fructificat mai bine decât în prima repriză. Felicitări echipa din Focșani pentru jocul din seara asta. A fost un meci foarte greu. Ca de fiecare dată când ne întâlnim cu ei este un meci de luptă, un meci de care pe care. Dat fiind faptul că istoria meciurilor contra Focșanului este cea, să spunem, frumoasă din prisma combativității echipelor, dar nu suntem fericiți că am câștigat și am obținut cele 3 puncte. Acum urmează un meci la Vaslui foarte greu. Sperăm să ne recuperăm cât mai bine și să mai obținem cele 3 puncte pentru că avem nevoie de fiecare punct, cel puțin în deplasare, sunt cele mai importante. Mulțumesc frumos!